Consumul de alcool, apoi urcatul la volan, pare o modă printre șoferii telormăneni. Sau, cel puțin, asta reiese din situația statistică a Inspectoratului de Poliție Județean Telorman. Un lucru că se poate de grav, însă și mai rău, este că 20 de șoferi au produs de la începutul anului și până în prezent, în mod direct, tot atâtea accidente grave de circulație, în care au murit oameni nevinovați. De la începutul anului și până în prezent, la nivelul județului Telorman, au fost înregistrate 208 contravenții, care au ca și cauză conducerea sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, au fost înregistrate și 137 de dosare penale având aceeași cauză. Oamenii legii atrag atenția celor ce se urcă la volan băuți despre sancțiunile ce pot ajunge la încarcerarea celui depistat că a consumat alcool, apoi s-a urcat la volan. Ținem să reamintim tuturor conducătorilor la auto prevederile articolului 87 din Ordonanța de Urgență 195 din 2002, care prevede conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice cu o imbibație alcoolică de peste 0,80 mg per litru alcool pul în aerul expirat, se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Un lucru bine de știut este faptul că alcoolul încetinește cele trei simțuri esențiale atunci când conduceți: vederea, judecata corectă și timpul de reacție. Iar de aici și până la producerea unui accident de circulație nu mai este decât un pas.